Gata? Vă mulțumim încă o dată pentru prezență. Vă mulțumim că sunteți în această după-amiază în aula bibliotecii Radu Rosetti pentru a vă reîntâlni un oneștean, un prieten, spunem noi, Cătălin Filipăuțeanu, care, deși locuiește departe, sufletul e tot timpul aici la Onești, sufletul gândește și trăiește în românește. Iată o nouă apariție, nu trece anul fără să apară în roman, nu? Sau volumul tău de versuri, un volum pe care l-am răsfoit, l-am primit ieri și l-am răsfoit cu plăcere. Am găsit multe cunoștințe, mulți prieteni. Am văzut că multe din poemele, poeziile tale sunt personale, sunt oameni dragi, fiind un oraș micuț, ne cam știm fiecare cu fiecare, știu și eu persoanele cărora le-ai dedicat unele dintre poeziile tale. Aceeași sensibilitate, același optimism în unele poezii și de fiecare dată patriot, așa cum ai dovedit-o până acum și sper că vei rămâne, cu gândul la țară, cu gândul la prieteni, la familii, la cei trași ție. Eu personal, în calitate de director al bibliotecii, îți mulțumesc că ai adus lansarea acestei cărți și aici la Onești, la Biblioteca Radu Rosetti. Așa cum bine știi, ușile sunt deschise de fiecare dată și sper să duci mai departe gândurile bune ale oneștenilor și sufletele lor. Eu îți urez mult succes și te așteptăm cu drag de fiecare dată. Întâi o să încep cu mulțumirile. Trebuie să mulțumesc domnului primar că, iată, face parte, chiar dacă e absent acum, din activitatea noastră, așa cum este în Onești. Îi mulțumesc prietenului Ionuț Stenie, care este directorul Bibliotecii Municipale Radu Rosetti. Vreau să mulțumesc celor care sunt de partea mea de fiecare dată și aici. N-aș vrea să ratez niciun prieten, dar am să încep cu Gigi Chelmoș, care este prietenul meu de foarte, foarte mulți ani. Eugen Ungureanu, care ne onorează cu televiziunea sa particulară. Prietenul meu foarte bun, pe care îl iubesc din toată inima mea, se numește Dan Cordon și pe care aș vrea să-l aplaudați pentru ce face în viața sa particulară, pentru că el a avut suferință enormă și a reușit să lupte, adică în loc să ajungă într-un scaun cu rotile, cum mi-au prezis medicii, să ajungă un sportiv de performanță. Vă mulțumesc vouă tuturor, familiei Chițcan, Cristina Șirică, maestri în muzica folk, surorii mele și cumnatului meu, deci Iulia și cu Radu, pentru că au venit, lui Mihai Tăreagă, care este un mare folkist, lui Nicu Scurtu, celui care m-a tatuat și mi-au rămas tatuajele permanent aici, mie, lui Mihai Zarzu și tuturor celor, lui Florin Trofin, domnului profesor Fornica, care va prezenta cartea, domnului profesor Liviu Nagoie, iertați-mă, doamne, cei din urmă sunt cei întâi, și doamne profesoare Oana Adobricăi, care de fiecare dată a fost de partea mea. Îi las pe cei care au venit, invitații mei prețioși, să înceapă în ordinea în care vor alege discursul lor, scurt, lung cum vor, despre carte. Vă mulțumesc frumos! Dacă permiteți să stau așezat? Nu, nu-i nevoie. Cred că ne auzim, nu? Da. Așa. În rațiuni de greutate și de genunchi am să prefer poziția aceasta. Ce să vă spun? În primul rând, bună ziua. Și în al doilea rând, să vă zic că mă bucur să mă întorc în urmă cu vreo câteva decenii, nu mai contează câte, pe vremea când eram spectator al cenacului Flacăra, în liceu fiind, și să spun că țin în mână cartea unui neobăunescian, ca să zicem așa. De fapt, e și asumat. Un poet care calcă pe urmele lui Adrian Băunescu, dar într-o notă clar originală și aparte. De ce? Dacă Băunescu ambiționa să schimbe lumea
și în felul său prin poezie încerca să facă acest lucru, dar nu numai. El antrena și mase largi de tineri în manifestările cenacului său. Cătălin Pilipăuțeanu este un abil mânuitor al metaforei care se adresează unui public foarte clar, foarte direct. De fapt, a spus și domnul director, nu-l mai vedeam, că această carte este o, de fapt, două, cele două pe care le am aici și primul, da, primul volum pe care l-am primit, Orizont Fictiv, și mai curând al doilea, lăsați-mă, vă rog, să visez. Deci spuneam că este un florilegiu de scrisori, dedicații, bilețele de amor, unele, adresate direct unor oameni pe care îi vedem în fața noastră, pe care îi cunoaștem, bine ați spus. Și vehiculul principal, vectorul principal, este, cum spuneam, metafora plasată foarte abil în rimă, într-o rimă pe care, cel puțin așa dă impresia, o mânuiește foarte lejer. Și aproape sfidător, pentru că astăzi nu prea mai este la modă, dar ce mai contează moda? Atunci când ai la îndemână această extraordinar de veche și de frumoasă descoperire a logosului uman, cuvântul ritmat și rimat. Am fost surprins să descoper această, să zicem, înclinație, această veleitate de a vorbi, nu numai în nume propriu. Mi-a plăcut la pagina 150 o poezie care se numește Aneta și care poartă această dedicație. Dați voie să o citez. Doamne Aneta Dospinoiu, din partea fiului ei, Claudiu Dospinoiu, în semn de înaltă prețuire, respect și iubire pentru mama lui. Deci, Cătălin Pilipăuțeanu se transfigurează, se întrupează în diferite personaje și probabil o fi de vină, în ghilimele, și această distanță care îl separă de Onești, distanța fizică, faptul că dorește să locuiască în vers în fiecare dintre oneștenii pe care îi cunoaște. Ceea ce mi se pare foarte interesant. Retorica, v-am zis, o văd eu de sorginte pe oneștiană. Această declamație, această iubire pentru versul care de sentințe care îndeamnă, da, este puternic injonctivă retorica lui Cătălin Pilipăuțeanu. Adică nu scriu eu poet așa ca să treacă vremea, eu scriu pentru ca tu, cititor, să faci ceva. Să iubești sau să îți amintești sau să retrăiești. Uite, reamintesc aici, îmi pusesem un semn, dar a căzut, dar uite că am avut și noroc. Îți scriu Răvaș Costele. Cât e de tragic. Ni se întâmplă încă să pierdem oameni care ne-au iubit când groapa în care pleacă e adâncă și în noi pământul lor s-a prăbușit. Îți scriu, Costele, un răvaș. O stare. Să te cuprind ca în trecut. Prin zori eram tovarăși, frate, tu mai mare și îmi povesteai că ai vrea să te însori, să ai copii, nepoți, noroc în soartă. Ziceai că marea nu-i oprită în dig, incinta va rămâne veșnic moartă. Să te îmbraci, Costele, nu ți-e frig. Vedeți? Acest lirism declamativ ne duce cu gândul, și foarte frumos am fost introduși în temă când am intrat aici, de muzică pe care am ascultat-o, mă rog, nu toată, erau la început niște poeme în dulcele grai folk. Această poezie toată se pretează punerii pe muzică. Ori aceasta înseamnă o reîntoarcere la origini, pentru că poezia așa s-a născut, cântată. Ea n-a fost separată de muzică. Nu pot decât să fiu invidios pe Cătălin Pilipăuțeanu, că a reușit să scrie, să facă acest contract cu sine și să scrie și să se scrie în două volume apărute în 2 ani consecutiv, pentru că nu este ușor.
să scoți în lume ceea ce simți, ceea ce gândești și să, pe deasupra, să te mai și adresezi unui public care te cunoaște. Deci trebuie să ai ceva curaj. Vă urez succes citindu-l și prețuindu-l pe Cătălin Pilipăuțean. Să vorbească domnul profesor Ricuna Goel. Vă mulțumesc, domnule profesor. Mai drag. Eu am să deschid cu asta că nu mă ajută vocea. Deci? Am să încep cu un poem care mi-e foarte drag. Eu am iubiri fraterne față de niște oameni de aici din Unești. Cum spuneam, am un prieten aici care a trăit un episod tragic. Tragismul acesta s-a transformat într-o luptă, iar lupta s-a transformat într-un succes. Se numește La limita extremă. Este un poem pe care l-am scris, inspirat fiind nu numai de viața lui Dan Cordon, ci și de un articol care chiar așa s-a numit și l-am preluat din presă, semnat de colegul Marius Mihalcea. Și zic așa, închin prietenului Dan Cordon poezia promisă, cu toată admirația mea pentru întreaga luptă câștigată cu viața. Te îmbrățișez cu drag. Acum că s-a întors din rafturi luna, acum că ți-am promis poemul meu, te îndreptățesc să fii întotdeauna cel binecuvântat de Dumnezeu. Ce accident, ce derapaj cumplit, pe patul suferinței, visul scrum, divinitatea Dane te-a iubit, puteai să fii o cruce lângă drum. Durerea nu te-a doborât nicio. Un om ca tine, Dane, să renunțe când moartea făcea stopul pe șosea să te repască fără să te anunțe. Nici coma nu putea să te ucidă și nici vreo hotărâre diavolească, nici moartea cea urâtă și parșivă n-a doborât puterea ta cerească. Sunt urmele rămase în pieptul tău, piciorul vindecat, e o cicatrice din toată groaza și din ceasul rău. Tu ai rămas în viață, om amice. Nu sunt opreliști când credința-i vie, nici margini nu-ți dănuți, mă ascultă bine, când Dumnezeu ți-a dat o șansă ție, a fost rănit în accident cu tine, din tot amarul, mierea ți-e divină și să nu cauți rane vreun motiv. Tu porți în inimă curaj, lumină și din ruine ai renăscut sportiv. Când doctorii ți-au spus ieșit pe ușă că nu să mai alergi, să nu încerci, ai renăscut ca Felix din cerușă și uite, Dane, ce puternic ești! De sârme, tijă țintuit în casă, ai hotărât destinul să-l înfrunți și peste neputință și angoasă ai reușit cu greu să alergi pe munți. Acum te uită nicio urmă, frate, din tot dezastrul care te-a marcat, ești plin de energie, sănătate și ești prosper cum ai și meritat. Că ești norocul însuți, pot a spune, că n-ai primit din viață anatemă, sistemul tău valoric ea anume să poți trăi la limita extremă. Acum că s-a întors din rafturi luna, acum că ți-am promis poemul meu, tu ai să fii dănuț întotdeauna, omul frumos, iubit de Dumnezeu. Sper să mă ajute vocea. Și voi începe cu o confesiune. Și anume faptul că l-am cunoscut pe Cătălin într-o vreme când Oneștiul părea să fie o poveste de succes a tranziției. Și vorbim despre primii ani după 1989, când Oneștiul era un oraș înfloritor, unde poezia și filozofia părea să coexistă armonios cu o industrie aflată la acel moment în expansiune. Îmi amintesc de discuțiile noastre nesfârșite despre Cioran și despre ale sale neliniști metafizice care umplau de întrebări mințile noastre tinere. Însă ne-au trecut peste noi și destinul a ales pentru fiecare altceva. Oneștiul a fost dezindustrializat și părăsit, Cătălin s-a refugiat în verbe meleaguri străine, eu m-am dedicat reflecției filozofice. Însă reîntâlnirea peste ani cu magia verbului lui Cătălin Pilipăuțean a însănat mai mult decât renodarea unei lungi și încercate prietenii. A însănat redescoperea, în primul rând, a unui magician al cuvintelor, a unui șaman al neliniștelor metafizice pe care cu toți le purtăm în noi și mai ales revelația unei epifanii. Poetul este pentru cetate ceea ce filozoful este pentru discipol.
El face semnul trecerii de la ceea ce este efemer la ceea ce este etern în noi. Recent o său volum de versuri pe care lansează astăzi și cum se putea altfel decât alături de prieteni, este o mărturie de credință față de valoarea catahică și taumaturgică pe care Cătălin a dedicat-o literaturii. Am spus toate acestea pentru că eu cred în scrisul lui Cătălin, în credința lui în literatură, în verbul lui fantast, în abisurile îndoielii sale, în ispita gândului, în dorința lui devastatoare de a prinde în cuvânt ceea ce este viu și inefabil în noi înșine. Pentru Cătălin Pliepăuțeanu, scrisul nu are sens dacă rămâne doar scris. Literatura nu este doar o scrijelire starpă pe pereții minții sale, o nevoie de a umple în gol lământric un neant, îngropat în neant, sau un parâne neterminat pentru o iluzorie glorie postumă. Trebuie să fii cunoscut asemenea lui Cătălin lupta cu îngerul care te înstrăinează de tine pentru a te reda înapoi mai puternic și mai vrednic într-un cuvânt, ție însuți, lupta împotriva convențiilor literaturii și a nimicului care devine tot cuprinzător, pentru a citi astfel cum se cuvine, cu un gând curat, purificat de ispite, alături de prieteni. Mulțumesc, Cătălin, cu prietenie și cât mai multă semnă isprăvi. Mulțumim domnului profesor Mărui. O să continui, nu vom recita mult, o să continui totuși cu o poezie foarte dragă mie, pe care am închinat-o lui Lică Ghițcan, artist, așa cum știți și voi foarte bine, cred că nu mai e cazul să îl descriem. S-a scufundat planeta. Lovită în plex, s-a scufundat planeta, pe trupul unei dive, vând din sori, un papagal și-a părăsit flașmeta, sătul de atâtea vrafuri de scrisuri. E de sfârșit, nu mai primim iertare, să căutăm în noi ce mai găsim, pistoale, gloanțe, hopuri prin sertare, vreo variantă demnă să murim. Îmbătrânirea nu e o stare pură, nici arta nu va fi nici când ce-a fost, facem o cruce roței prescură, vom fi nemuritori, să ținem post. Și cântecul s-a descoamat de sine, pictură, pictor, șevalet, de barcă, o stranie de rută plânge în mine și plâng, sirenele pe o stâncă parcă. Tablouri albe ca nobilți de vată, un nod pe-aproape trage la năvod, tot chipul lumii e de fapt o fată și pânza de dictando ca un pod. Mai e chitara, corzie sunt zaruri și griful prelungirea unor vești, prin cântec trec convoaie de coșmaruri ca după un ghicit de zaț în cești și mai ești tu, ba nu, tu ești acela din categoricul spectacol anunțat în sală spectatorii bat gamela și în vals de Strauss respiră s-a cadat. Lumini de rampă se preling pe scenă, cortina grea e o târfă prin culise, culori și muzică îmi trec prin venă, nu mă mai mir de ce a plecat Ulise. Lovită în plex s-a scufundat planeta, pe trupul unei dive și în cehal, bătrânul grec și-a părăsit flașneta, mințit de un bilet de papagal. Cred că am să mă ridic. Pot să vorbesc mai bine sau poate exercițiul de profesor pe care nu l-am mai făcut de multă vreme, de vreo 9 ani, căci acum mă odihnesc la pensie. În ceea ce privește pe Cătălin, toată lumea spune că îl cunoaște și eu, ca și toți oneștenii, îl știm de multă vreme. A crescut sub ochii mei la un moment dat, sper că nu neagă. După care am participat la primele lansări de carte, este vorba de Robert, Tatu Miroșa Dumnezeu, zic bine titlu, exact, cum toate femeile, de fapt, cred că miroase a Dumnezeu și a Dumnezeire. Bărbați, uitați-vă la noi, fiindcă altfel nu se creează lumea. Celălalt volum, Orizont Fictiv, și cred că atunci am spus mai multe decât aș avea de gând să spun astăzi, căci nu am intrat în posesia cărții decât foarte târziu, din motive de vacanță. Dar răsfăind volumul, am observat cum clar, și așa cum cei care au vorbit înaintea mea, volumul acesta, care se numește frumos, lăsați-mă vă rog să visez, se află în continuitatea volumului Orizont Fictiv,
și aș face o asociere, poate îndrăzneață, eu știu, poate speculativă, ca un profesor de română. Orizontul fictiv nu este departe, ficțiunea nu este departe de a visa, căci până la capăt ce este creația decât o visare, o sublimare a tot ceea ce poetul dorește să ne transmită. Ce mi se pare interesant este că, cum să evit cacofonia, Cătălin, am luat microfonul și s-a evitat cacofonia. Pauza ceva mai lungă. Da. Cătălin privește foarte mult omul și prietenii, privindu-i, analizându-i, înțelegându-le problemele, dramele, eu știu, toate aceste probleme existențiale fac să creeze din acestea poezie și poezia, așa cum ne-a obișnuit Cătălin, una de idei înalte care ne preocupă. Ne preocupă atunci când suntem, sau ne bucurăm atunci când suntem fericiți, când iubim, sau atunci când suntem întristați de problemele cele mai dure. Pentru că am remarcat câteva din poemele sale, au ca temă bătrânețea și Cătălin e prea tânăr totuși ca să facă din bătrânețe o temă. Am remarcat de asemenea sfârșitul acesta tragic, calminter, nu ne-am numit oameni. Și atunci n-am să mai continui prin a spune multe. Am să citesc, făcându-i concurență lui Lică, Lăsați-mă, vă rog, să visez. Sper ca lectura mea să fie mai bună decât vocea lui Lică, pe care i-am admirat-o tot timpul la frumosul Cenaclu Flacăra și încă o dată poate trebuia să-l amintești pe Andrei Alma și întotdeauna am să spun lucruri speciale despre băiatul acesta care ne-a părăsit foarte repede. Lăsați-mă, vă rog, să visez. Închin această poezie celui mai drag om din lăcașul inimii mele, Emil Conchi, cu totala mea iubire fraternă. Mulțumesc, Emile, pentru geniala idee care a născut poezia titulară a acestei cărți. Poate de asta am și ales-o, fiindcă dă titlul, deci e o poezie omonimă. Sau, cu supărarea că nu este aici prietenul lui Cătălin, Emil Conchi, dar îl are în suflet și prin volumul pe care l-ați răsfoit, Emil este cu noi. Și Cătălin chiar făcea o confesie la un moment dat în Cuvântul Înainte, în care spunea felul în care s-a născut cartea și cum a căpătat titlul întregului volum. Și acum încerc să fac concurență. Se poartă concurența, nu? Lăsați-mă, vă rog, să visez, să visez. Am început prost, mai au de la încă o dată. Microfonul, nu știu, cartea. Lăsați-mă, vă rog, să visez. Visarea nu-i vis. E o stare. Sunt câine visând maidanez la un fel de câinească iertare. N-am loc pe planeta de chit. În braie îmi simt socotința. Câinește, iubesc și iubit, câinească-mi e și neputința. Vă rog, dați-mi drumul din lanț, mă doare grumazul în cușcă, sunt câine visând într-un șanț care latră nebun, dar nu mușcă. Mă gudur de atâta splendoare, îmi scutur și plana de frig, când latru e semn că mă doare și semn că visez și că strig. Nu vreau să vă mușc, dați-mi pace, nu vreau să rănesc mărâind, sunt câinele care raptă și tace, sunt câinele ce visează câinind. Mă bucură colțul de pâine să fiu mângâiat și învorbiți, sunt câine știind că sunt câine, vă iubesc chiar și când mă loviți.
Lăsați-mă, vă rog, să visez. Visarea nu-i vis, e o stare. Visarea nu-i vis, e o stare. Sunt câinele meu maidanez, sunt câine și om. Cer iertare. Poezia e mai tristă și probabil aici. Ne regăsim fiecare dintre noi cu soarta noastră, cu dedublarea noastră, cu tristețile noastre. Îmi plac câteva din metaforă, de fapt întreaga idee, dar cu deosebire o anumită invenție a limbajului poetic la Cătălin. Iar pentru asta, Cătălin, îți dorim succes și sper ca la următoarea carte sau următoarele tale cărți pe care tu le vei lansa aici la Onești sau oriunde în țară, îți doresc succes, dar pe mine să nu mai mă chem, fiindcă iată citesc nu prea bine. Da. Ați citit foarte bine. De fapt, întregul volum, eu vreau să-l aștept pe Emil ca să fac declarația asta, întregul volum se adresează în special lui, a venit la Berlin și mi-a spus, aș vrea, dacă și poet, aș vrea să scriu o poezie care să spune așa, lăsați-mă să visez. Și am spus, bine, e o idee excelentă, am avut o conversație scurtă pe tema asta și vă citesc câteva rânduri pe care am trecut pe coperta 4 a cărții mele. Lui Emil Conchi am încredințat existența acestei cărți. Doamnelor, domnilor, eu nici nu cunosc vreo definiție pentru iubirea pe care o port acestui om. Aș putea să o numesc nebunie, dar nu. Această iubire a mea pentru el nu este nebunie, este mai presus de zicere sau scriere. E ca o împiedicare, alergarea unui copil de 3 ani, care, entuziasmat de învățarea mersului pe jos, cade, râzând, plângând, și julindu-și genunchii și pieptul se ridică nedumerit, dar învingător. Îți mulțumesc, dragul meu, campion. Așa am reușit să transform visul tău într-o realitate a libertății poetice. Noi înșine temnicerii noștri, călăii compătimirii justificative, să ne citim numărul de pe zeghe a tristeții, cu voce tare, cu ultima înălțare a vulturului, care nu are nevoie de aripi ca să zboare, ci de înălțimele ultime ale visării. Plâng. Am o datorie morală și asta vine nu numai din datorie în sine, ci din o iubire pe care o am, o mărturisesc. Uneori nu mă pricep să o mărturisesc. Hei, eu când vorbesc, nu fluier, rândul meu e rândul după rând, eu un tren călătoresc, nu șuier, și călătorind, mă văd plângând. Hei, eu când vorbesc, nu fluier, poate peste poate se mai poate, răsărit nechează în mine, șuier, dintr-un azimut, un semn mă scoate. La vederea actului măsură, eu nu mai măsor nicio erată, semne matematice mă înjură cu privirea unui ochi de fată. Lasă-mă să te ascund în mine, v-ați ascunse, lasă te ascunzi, numărând invers, te prind în tine, fugărit te rog să-mi răspunzi. Hei, eu când vorbesc în fluier, doar însemn cuțitul în copac, încrustând săgeata ca un șuier, în iubirea asta în care tac. E dedicată cunoaștului meu, Radu Nedelcu. L-am invitat pe Lică Chițcan și pe Mihai Teleagă. Sunt... Băi, n-am ascult. Evident, Cristina. Permis să invit pe amândoi, amândrei acești mari artiști ai României, cu voci excepționale, cum nu vă puteți imagina. Eu, având mai multe treburi prin București decât la Onești, vreau să vă spun că la București se vorbește foarte mult de această minunată îmbinare de voci și de litere, ca să zic așa, muzicale. Lică Chițcan, Cristina Chițcan și Mihai Teleagă.
Nu știu ce facem, când eu. Hai, da. Când eu. Da? Hai, cântăm toți trei. Cântăm toți trei. Hai să plecăm pe urmă și vedeți în față. Remarc la Cătălin un lucru care se întâmplă în ultimele cărți, și anume că aproape crescendo se întâmplă că începem să învățăm să ne iubim țara. Cătălin are foarte multă poezie patriotică. Chiar aseară discutam despre acest lucru, astfel că la asemenea întâlniri cântăm cântece de țară. Cine ar fi crezut? Noi putem să asimilăm, noi putem să facem lucrurile acestea, nu știu generația tânără cât de mult reușește. Și nu sunt rap. Există... Am să vă cânt un cântec să numește Cetățean Român. Dacă pleci în lumea mare, toți te-ntreabă cine ești, de unde vii, ce gânduri ai. Mă-ntrebară și pe mine, mă-ntrebară, le-am răspuns în graiul dulcelui meu plai. Sunt omul de pe ogor, sunt un simplu muncitor, sunt doctor sau zidar. Sunt un elev model sau sunt savant bătrân, sunt un simplu cetățean. Dacă pleci în lumea mare, toți te întreabă de vrei pace sau de vrei război. Mă-ntrebară și pe mine, mă-ntrebară, le-am răspuns în graiul dulce de la noi. Românii mei, pace vor de când sunt ei, nu vor dori de fum. Ei nu cuceresc popoare, n-au intenții migratoare, ei și-au pământul lor stăpân. Asta este un cântec care cântam la omagerele noastre de... Era un cântec patriotic fără o anumită trimitere nominală. Fără dedicații speciale. Da, fără dedicații. Te rog frumos. Acum va cânta Mihai. Acum eu am să trec direct în viață și se cheamă Din viață. Probabil toată lumea știe. Eu zic care am acum. Ai intrat în curte, m-a strigat. Eram dus alături cu iubirea. A închis poarta iute și-a plecat. Mi-a bătut de asemeni bucuria. Ai intrat, a stat sub pomicuri. N-a găsit pe nimeni să-i vorbească, ci-a plecat grăbită înapoi. Într-o seară luminând pe stradă, mi-a bătut și steaua mea de sus. Tot așa eram plecat pe-aproape,
fusta în mână și s-a dus. Mi-a bătut în poartă și necazul. Eram dus departe, liniștit. S-a întins pe ciorul de la ușă și m-a așteptat până am venit. Și m-a așteptat până am venit. Cristina, o să cântăm un cântec? Nu. Da? Cântăm. Nu știu. Da. S-a terminat. Cătălin, primește cântecul acesta atunci. Îmi e căușul palmei tale. Și dintre toate cel mai drag. Și dintre toate cel mai drag. Îmi e căușul palmei tale. Vor trece ani și noitoare cu aceeași dragoste de fată. Voi da din palma ta de care. Voi da din n-am să mă satur niciodată. Voi bea din palma ta de care. Voi bea din palma ta de care. N-am să mă satur niciodată. Pe același drum ca la început vom dobori mereu la față. Și-ntâi abrazdam să-ți rup. Și-ntâi am să-ți sărut pe obrazul însemnat de viață. Și-ntâi abraz d-am să-ți sărut. Și-ntâi abraz d-am să-ți sărut pe obrazul însemnat de viață. Și dacă în aceiași zi mi-ai dat să beau din mari bucale, eu dintre toate m-am. Eu dintre toate m-aș opri, tot la căușul palmei tale. Eu dintre toate m-aș opri, eu dintre toate m-aș opri, tot la căușul palmei tale. Eu dintre toate m-aș opri, eu dintre toate m-aș opri, tot la căușul palmei tale. O să mai citesc poate o poezioară, două. În primul rând, cred că prioritatea au cei care sunt prezenți în sală. Ceilalți pot să citească după aceea. E o poezioară care vine de la Radu către sora mea și pe care am scris-o chiar la ea acasă. Și brusc ea a înțeles că fără tine i-ar fi atât de nepermis destin și că într-o însingurare de lumină orice visare ar sfârși în chin. Ea nu disimulează niciodată, ea nu te-a vrea doar în folosul ei, ea te iubește pură și curată și ești tu zeul însuși între zei. Ea vine și nu pleacă, nu dispare, cum gândul tău se minte înfrigurat și orice lacrimă de-a ta o doare. Și suferă când ești îndurerat, ea nu trăiește secolul minciunii, ea nu râvnește tragicul palat, tu pentru ea ești tot întregul lumii. Și un Hristos pe ea crucificat. Ea este însăși mama și iubita, tu un bandit tâlhar, iubit de stele, ea pentru tine e superba, infinita, trebăluind în viață toate cele.
și brusc i-a înțeles că fără tine i-ar fi atât de nepermis destin și ca într-o coborâre de lumină ea e mai mult când tu ești prea puțin. Până caută prietenul meu și bunul meu și dragul meu profesor de filosofie, o să vă citesc o poezie care a plăcut foarte mult lui Lică Chițcan, pe care am citat seara la el acasă. Pe terasă. În alfabetică. Te rog? Acasă, pe terasă. În carte, cum spunea domnul despre orizont fictiv, de-aia doamna profesoară a spus că e o continuare a orizontului fictiv, se poate spune chiar așa. Domnul profesor Dănilă, conferențiant dr. Dănilă, care astăzi n-a putut să ne onoreze cu prezența dumnealui, a spus că această carte, Orizont Fictiv, este o carte document. La fel sau în aceeași manieră a apărut și această carte. Aici am La Soldatul, așa se numește poezia pe care vreau să vă citesc. Sunt două fotografii, de fapt o fotografie față-verso, cu bunicul meu, care era pe front, și pe spatele ei exact scrisul lui, cu toate amănuntele. O să vă las pe dumneavoastră să descoperiți ce anume a scris el. Soldatul. Vorbim vreo altă limbă, să înțelege? În buzunarul stâng, o poză arsă, comoara limbii dintr-o tristă lege, e o scrisoare, cu vești noi de acasă. Ne scurt din streși și în paginile ude, în primăvară păsări zboară vii, noi rătăcim române oare unde, că am ajuns un neam orfan de fii. Părem maturi ca zărmile aproape și îmbătrânim uitați într-un pichet, probabil că or să uite să ne îngroape. Hai să fumăm și să vorbim încet. Se aude nuntă, s-a trezit plutonul, pe țeava puștii un cartuz lehuz și li smurdar bucancii și vestonul. Pe front, la Mărășești și la Oituz. Soldat, e rândul tău, văd santinelă, e câmpul plin de îngeri proscriși. Se învârte cerul invers prin turelă. Eroi morți, cu ochii larg, deschiși. Striga copilul, bombă în tranșee, bunicule, să-mi lași o poză, da? Lângă un tank născuse o femeie și cu grenada în mână se ruga, soldat, soldat, te rog, rămâi o clipă și spune-mi, tu ai fost copil cândva? Soldatul într-o mână se ridică, cealaltă, cred din numără lipsa, și spune, salutând cu tonul greu, am fost și eu copil, să nu mă spui, soldatul vede în vis pe Dumnezeu, drapelul, țara, și pe maica lui. Vorbim aceeași limbă, cea română, la buzunarul stâng sunt împușcat, ca un miracol cu drapelul în mână, mor pentru țară și renasc soldat. Părem maturi ca zărmile departe, soldatul sta cu ochii în cer, cânta un cântec despre glorie și moarte, păzind cu armă în mână patria. Am Cătălin, voi citi și o poezie, dar înainte de asta o să rog pe maestrul Lică Chițcan să pregătească un nou cântec. Da? Poezia se cheamă Protest și aici spune, închin această poezie patriei mele dragi România. Poezia, dacă îmi permite, domnul profesor, da. Poezia a fost recitată la ultima conferință ADER în cadrul Asociației pentru Democrație, Educație și Reconstrucție, unde vreau să spun că lumea a... Deci oamenii s-au ridicat în picioare, au aplaudat și au plâns efectiv ca niște copii. Au zis că se bucură că patriotismul în România nu a murit. Această poezie va fi citită de prietenul meu. Și mai greu acum. Am înțeles. Suntem vânduți furiei, cocoane parvenite sministrese, probabil că la cârma României stau jarnice analfabete interese. Voiam să stau departe de vâltoare și să mă mint că nu observ nimic. Doar oameni buni, lehamintea mă doare și ca român nu pot să nu le zic. Bă, nesimțiților și napanilor de gardă, oligofrenilor penibili, nu vedeți? Românii nu mai pot și nu mai rabdă, băi bâlbâiților tâmpiți și analfabeți. Chiar așa scrie?
Băi, scârciaților cu leful din impozit, băi, infractorilor cu fețe comuniste, băi, papagalilor din eurodepozit, asta e bună pentru ANAF. Voi vreți ca țara mea să mai existe? Vreau să mergeți repede la școală, lipiți-vă limbajul cu neamplastru, când discursul sunteți numai fală și, dragi tovarăși, sunteți un dezastru. Vă rog să vă realfabetizați cu toții. Nu vă jenați, nici cazul, se înțelege că sunteți retardații, proștii, hoții și ați trecut cu cizma peste lege. Da, ne-am înțeles poate cu Șorceanu, pe unde prin Costa Rica mai nouă. Lăsați-ne cu suferința noastră, nu ne mai umiliți, pricepem rostul. Noi nu ne temem de averea voastră, dar din tradiție nu ne luptăm cu prostul. Fugiți dacă puteți cât mai degrabă, cât încă nația mornește liniștit, că noi pe aici avem destulă treabă și o țară mândră de reconstruit. Duceți-vă de-a palma prin pustie să vindeți tot nisipul din Sahara, v-ați îmbuibat cu tot ce a fost să fie, lăsați patriotismul fals, gargara, vă implorăm, lăsați-ne, ajunge, nu stă în firea noastră răzbunarea, dar aveți grijă să nu curgă sânge, să nu vă fie capătul trădarea. Voiam să stau departe de vâltoare și să mă mint că nu observ nimic. Când patria mea suferă, mă doare și, ca român, nu pot să nu vă zic. Noi nu vom fi nici când sortiți pe irii, în România plai de cânt și dor, și centenarul închinat unirii ne va găsi ca brav și sfânt popor. Era primul. Așa a fost Dorința, haide. Dacă toți s-a vorbit și în genere poezia lui Cătălin e plină de patriotism, să amintim de cel mai mare patriot al neamului nostru. Veți recunoaște, sigur, un nume blând, dar în el cu vreo două blesteme. De la Nistru până la Tisa, tot românul plâns sumis amă. Străbate de-atâta străinătate. Din Hodin și până la mare, din muscalii de-a călare, mă, sus la munte, jos pe vale, și-au făcut dușmanii cale. Cine-au îndrăgit străinii, nu-ncă iar inima câinii. Mânca iar casa pustia și neamul nemernicia. De la turnul în Dorohoi, când de ar fi, a durat vreo jumătate de oră, dacă ar fi, am sărăcit, vin dușmanii în buhoi și s-așează pe la noi. Și cum vin cu drum de fier, toate cântecele pierd. Zboară păsările toate de neagra străinătate, numai umbra spinului la ușa creștinului. Își dezbracă țara sânul, codrul frate cu românul de securie, se tot pleacă și izvoarele îi seacă. Săracă în țară, săracă, Ștefane, moria ta, la Pugna nu mai sta, măi. Las arhimandritului toată grija schitului mai. Lasă grija sfinților în seama părinților mai. Clopotele să le tragă ziua întreagă
întreagă, noaptea întreagă. Doar s-a îndurat Dumnezeu ca să-ți mântui neamul tău. Doar s-a îndurat Dumnezeu ca să-ți mântui neamul tău, mă. Ar însemna să cântăm vreo sfert de oră. Cristian, avem ce facem. Cântăm toți trei acum. Luați-vă în brațe, copii, ca pe strategice arme. Haideți cu toții la putna, unde măria să doarme. Doamne, a toată Moldova, nu te-am făcut de rușine. Sufletul nostru te cheamă, are nevoie de tine. Toată lumea știe. Ridică-te, Ștefane, și vezi-ți fi vreo vremea în lume grea. Credință veșnică patriei noastre, jurăm măria ta. Înconjurându-ți mormântul, Ștefane, Ștefan cel mare, reînviază o clipă, că ți-am adus închinare. Tot ce-ai visat o să fie, precum lăsatul ne-ai slova, față la dacilor liberi, este și fiva Moldova. Hai de-o toți! Ridică-te, Ștefane, și vezi fi, că vremea în lume e grea. Credință veșnică patriei noastre, jurăm măria ta. Ridică-te, Ștefane, și vezi fi, că vremea în lume e grea. Așa cum a dumneavoastră. Credință veșnică patriei noastre, jurăm măria ta. Doamne, jurăm lângă crica care în piatră ne leagă, că vom păstra peste veacuri patria noastră întreagă. Luați-vă în brațe, copii, dați-le sfânta poveste, cu că mormântul lui Ștefan leagăna neamului este. Și acum să te vedem. Ridică-te, Ștefane, și vezi-ți fi, că vremea în lume e grea. Dumneavoastră ați mâncat. Credință veșnică patriei noastre, jurăm măria ta. Ștefane, și vezi-ți fi, că vremea în lume e grea. Credință veșnică patriei noastre, jurăm măria ta. E o poezie pe care i-am dedicat-o maestrului, pe care Lica trebuie să știe și cu Mihăiță, Octavian But, și care a murit în mod stupid de un infarct după ce s-a dat la spitale, care a spus că n-are nimic. E între noi, Sodoma și Gomora, biletul de tramvai a expirat, să cumpărăm călătorii cu ora pentru aceia care au plecat. E mai ușor, e mult mai acătării, să ne recuperăm visul distrus, cu nerăbdarea să cedăm răbdării
nu doar așteptând milă de sus. E tot mai lesne să rostim rostirea și tot mai greu să ne iubim aici. La carceră ne învață omenirea să vindem iarba fierelor arici. Lacrimi de sârmă au ghimpat ieșirea din forul legislației de carne. Aliniatul 1, punct, murirea, lasă gamela, gardianul doarme, ți-e sete, rabdă muritor de rând. Ai un infarct, mai poate să aștepte și să-i salvăm pe moștri în primul rând, până românii o să se deștepte. Deșteaptă-te, române, să cântăm, dormind livid pe monumentul țării, de trei culori pe lume să uităm, dar ce, a fost cumva imnul trădării? Lăsați, lăsați, nu mai cântăm nimic, nici beregata strajnic sugrumată. Nu, nu vă deranjați, mai stăm un pic, fiți rezonabili, ne plecăm îndată. Nu, nu rămânem, mulțumim frumos, nu avem fabrici, nici pământul sfânt. Voi râdeți, țara plânge dureros și ne băgați valorile în mormânt. Mesajul meu acesta de departe să vă asigure de vina ce purtați. Trădarea vă va condamna la moarte, intră instanța, jalnici inculpați. Mai sunt artiști de sui să moară și cui pasă, cine suferă, suspină. Știați că n-au avut din ce trăi sau dacă au la căpătâi lumină. Vă mulțumim, oricum e prea târziu, ne elehamite, pardon, sictir. Și să fiu drept dacă mai pot să fiu, voi sunteți morți, nu cei din cimitir. Ne iartă tu, artistule, ne iartă de neputința care ne sfârșie, ne iartă mamă și ne iartă tată, ne iartă maică țară Românie. Și cam asta e. Eu n-am citit mai multă poezie. Vreau să vă spun că, așa cum Dumnezeu e generos cu noi, știind că orașul meu, ăsta pe care îl iubesc, e sărac. Dar nu vorbim de o sărăcie neapărat materială, e sărac pentru că e abandonat. În carte spun undeva că, pe vremuri, primăriile țineau în panopliile lor medaliile tuturor sportivilor. Aveam valori în gimnastică, în judo, cum este marele campion căruia i-am închinat această carte, aveam ingineri de excepție, aveam medii de excepție. Acum mergem la spital și se spune că suntem sănătoși și noi murim cu zile. Ne mor părinții, ne mor copiii, într-o zi, probabil oarecare, banală, pentru cei de la putere, vom muri și noi. Vreau să spun cu asta că eu nu voi vinde această carte astăzi și unii dintre sponsorii mei au fost generoși, între care se numără și domnul Dan Cordon, aici de față, care îi mulțumesc, domnul Gigi Chelnoș, domnul Eugen Ungureanu. Și cu această investiție și sponsorizare a vocilor mari artiști pe care i-am adus aici și care m-au onorat cu prezența lor, voi dărui carte fiecăruia prezent aici. Vă mulțumesc frumos pentru tot, vă îmbrățișez și cu mare drag vă invit să la restaurant Boulevard pe cheltuiala mea, sponsorilor mei și a mea, să vă ofer un pahar de vin, un aperitiv, o friptură, să ne bucurăm și de artiștii care rămân lângă noi și ne vor încânta cu melodiile lor frumoase. Dacă veniți cu noi, voi înțelege clar că România încă nu a murit. Dacă vă retrageți, înseamnă că am venit numai formal și noi nu vrem să fim împreună, noi vrem să ne admirăm și să aplaudăm împreună. Noi trebuie să aplaudăm țara asta, iar voi sunteți români. Sunteți românii mei și oneștenii mei. Vă iubesc din toată inima și vă mulțumesc din suflet că ați fost prezenți aici. Să rămâneți în viață. Vă mulțumesc! Vă rog să veniți să vă luați câte o carte, pe care am să vă spun.